alături de Abrudan. Lovitură liberă obținută acum de Thiago. Ovidiu Petre vrea să execute repede, dar nu are cu cine să o facă. Suntem în minutul 14, 0-0 și deocamdată niciun șut spre cele două porți. Era de așteptat, condițiile de joc sunt grele, repet, este foarte frig, terenul este, gazonul este umed. Două echipe care se închid foarte bine, dar care au probleme atunci când trebuie să construiască, în special în fazele de atac pozițional. Ar venit însă la Steaua Goian. Goian se gândește că ar putea să marcheze din lovitură liberă. O centrală lui Băneli Coliță, Dani Coman, minge scăpată în față și intervenția lui Ezechias îl salvează pe portarul Brașovului. Este un meci în care fazele fixe s-ar putea să aibă un rol extrem de important. Centrare, o lovitură de cap expediată de Abrudan, minge totuși ușoară pentru Zapata. Oricum, primul șut pe spațiul porții în această partidă vine în minutul 16. Buga pasează din fața lui Goian, Petre Marin! Obstrucția lui Petre Marin în fața lui Roman. Ar trebui să primească și, într-adevăr, primește cartonaș galben Petre Marin. Petre Marin a ezitat și a dat seama că nu mai ajunge la minge, dar nu a realizat faptul că Roman nu mai avea cum stăpânească acel balon. A făcut, zic eu, o greșeală Petre Marin. Gol pentru Brașovul, are câțiva executanți de calitate și mă refer aici în special la Ilieș, dar și Măldărășanu sau Cătălin Munteanu pot șuta foarte bine. Ilieș, de altfel, a înscris din lovitură liberă un gol foarte important în meciul cu Pandurii Târgu Jiu. Suntem în minutul 23. Lângă minge sunt Cătălin Munteanu și Ezechias. Poziție foarte bună, este un moment important și pentru Zapata. Cătălin Munteanu, Zapata preferă să boxeze și probabil că a fost decizia corectă. Centrarea lui Măldărășanu, Zapata boxează încă o dată. Deocamdată columbianul pare destul de inspirat. Mingea este la Roman. Așteaptă Abrudan, Roman îl întoarce pe Goian. Centrare bună și o deviere de pe colțul scurt al lui Hadnaghi. Rămâne însă 0-0, poziție aproape imposibilă pentru atacantul celor de la FC Brașov. Probabil că pentru Răzvan Lucescu, Steaua este cel mai mare dușman posibil. Este echipa care l-a împiedicat. Thiago greșește, nu reușește să-i trimită lui Bogdan Stancu. Abia acum mingea ajunge la Stancu, autorul golului 3 din meciul cu Vaslui. O pasă pentru Sechei, pare să nuate Voicu, trage de Sechei. Primul ajunge gălățeanul care a putut să-și pună în valoare viteza, Capetanos. Fază importantă pentru Steaua, Thiago, însă șutul este ratat complet. Prima acțiune izbutită a Stelei vine în minutul 29. Brașovul Răzvan Lucescu pare aproape incredibil. Este nevoie de intervenția echipei medicale. Voicu este căzut pe gazon. Dărășan, Munteanu se sfătuiesc cum trebuie executată această lovitură. Hadnaghi, Bogdan Nicolae, Abrudan, Ilieș în careu, Buga și Roman pe recuperare. Fază interesantă, fază importantă, dar simt nevoia să o repet în asemenea partide. Fază fixe pot să facă diferența, pentru că altfel se vede echipele își construiesc greu ocazii de a marca. Execută Cătălin Munteanu, Zapata prinde în doi timp, cred că a fost oricum faultat. Cred că a fost oricum faultat Zapata. Balaj nu dă lovitură liberă în aceste condiții. Zapata a fost la un pas de încă o gafă monumentală. Ezechias combină cu Cătălin Munteanu, vine centrală Cătălin Munteanu, Hadnaghi a fost într-o poziție bună, însă nu a atins mingea cum trebuie. Rămâne 0-0 în minutul 49 al acestui meci. Pe banca de rezerve a Brașovului mai sunt doi stranieri, Rui Duarte și Paolo Adriano. Ilieș pentru Roman, cea mai mare ocazie a meciului. Șutul lui Mihai Roman, omul care a înscris și în partida tur în Ghencea.
se duce peste bara porții lui Zapata. Pentru prima oară, spune, în această partidă, apărarea Stelei a fost depășită. Capetanos în duel cu băiatul fostului arbitru, Patrițiu Abrudan. Ce șansă are Steaua! O minge recuperată incredibil de Capetanos, însă șutul lui Bogdan Stancu se duce peste bară. Ce șansă de gol apărută din nimic pentru Steaua! Abrudan a pierdut în mod inexplicabil pentru că avea prin planul acel duel cu Capetanos. Golanski. Centrarea lui Golanski, Dairo Moreno și excepțională intervenție defensivă. Principalul motiv pentru care Steaua nu mai este atâta din fazele fixe, atât cât o făcea sezoanele trecute, când era cea mai bună echipă din campionat la acest capitol. Acum este cea mai slabă, cu doar 3 goluri reușite în astfel de momente. Motivul este simplu, centrările nu mai au calitatea necesară. Dairo Moreno, Dairo Moreno! Dar fusese offside. Oricum, Coman își demonstrează încă o dată clasa, nu se lasă păcălit de fenta lui Dairo Moreno. Dairo Moreno mai avea un cartonaș galben, dar Balaj nu a apucat să fluere în așa fel încât să-l oprească pe Dairo Moreno din acțiune. A văzut destul de târziu semnalizarea tușie. Minge care ajunge la Lovin, șutul lui Lovin prinde Coman. Execuție curată, însă insuficient de puternică. Dani Coman a închis poarta la Urziceni. Să vedem cât va reuși să își prelungească recordul de invincibilitate aici în poarta Brașovului. Steagul, steagul se aude din tribuna Brașovului. Lovitură liberă executată de Măldărășanu. Înghesuială și agitație teribilă în marginea careului Stelei. O minge respinsă de Dairo Moreno. Golul înscris de Abrudan pentru Brașov în minutul 28. Devia lui Dairo Moreno i-a păcălit pe fundașii Stelei și Abrudan reușește să înscrie 1-0 Brașovul. Nu mai marcase împotriva Stelei într-un meci pe teren propriu din 2001. Lovin, centrala lui Bănelli, Coliță, Coman! Atinge mingea cu vârful degetelor în fața lui Dairo Moreno. O șansă pentru Steaua. Dar încă o dată Dani Coman își demonstrează valoarea. Pentru a mai împiedica aceste apariții de minți suplimentare pe teren, Dairo Moreno trimite mult în spate, dar este al doilea corner pe care columbianul nu este în stare să-l trimită în careu. Pare incredibil pentru un jucător adus la Steaua cu surle și trâmbițe. Al doilea corner de pe acea parte pe care Dairo Moreno nu este în stare să-l execute, iar acum scapă credibil. Publicul îl aplaudă ironic, Lăcătuș l-a scos din echipă, dar despre care a crezut că ar putea schimba jocul formației sale în